Bună seara, dragi prieteni! Suntem din nou în formație completă și asta îmi creează o liniște și o încredere în acest moment, pentru că mâine iarăși nu știu ce se întâmplă, sâmbătă, nu. Dacă ne vedem marți din nou sănătoși, eu cred că iarăși ne vom bucura, pentru că bucuriile noastre au devenit așa niște frunze care zboară încolo, încoace, se desprind ruginite, care erau frumoase și astea odată, dacă am văzut niște prieteni, mă cheamă să facem treaba aia veche și străveche cu decesul porcului. Acum e un amestec de organizații care se dau la tot ce a însemnat o tradiție și o viață și o generație după alta. Era o bucurie. Sigur că toți acum spun, doamne, nu mai scârție zăpada sub tălp și atunci putem să devenim abstinenți de la orice bucurie a vieții, pe care sigur e bine să ne-o creăm noi, nu să ne-o creeze alții, dar și acest cerc s-a închis, creat de Derbedeia, ea Karl Marx și Lenin, când a luat o omenire din fieful ei, de la pământ, de la muncă, de la procuratul celor necesare în spatele casei, maxim până la pădure sau până la ogor, și am devenit sclavi. Ne-am bucurat că nu mai mergeam cu oile și nu mai tăiam lemnele de iarnă cu toporul, și ne-a dat tripleta aia pomenită adineori, un bec în tavan, un robinet în perete, un gaz mai aproape. Stați să vedeți ce se va întâmpla. Stați să vedeți grija față de omenire a Europei, a României, a guvernului, a președinției. A cui vreți dumneavoastră? Auziți că dacă depășești 200 de metri cub de gaze, ceea ce înseamnă așa un chibrit aprins, să vedeți după aceea. O să vedeți ce repede ne trezim din combustibil, din încălzitul casei, din apa caldă și așa mai departe. Păi aici, în capitală, se întâmplă și se repede ceea ce se întâmplă prin țară. Nu știu cum o să împartă ăștia banii. O să se certe, bă, dar care oraș se încălzește, care oraș o să se întâmple. E o debandadă pe care eu nu credeam că o să o mai apuc în niciun an după 1989. Și să știți că în 1989, indiferent ce părere aveți unii sau alții, chiar am ieșit pe străzi și chiar au murit tineri, mai tineri ca mulți dintre dumneavoastră, crezând că se va schimba ceva. S-a schimbat! O veste bună! Dar în dezastru. Asta este minunea pe care o trăim în ghilimele, și poate minunea asta simplă care vine pe 24 spre 25 să ne mai spună câte ceva. Dar și aici sunt tot felul de păreri, de agnostici, de moderniști, de din ăștia care se închină la flăcările iadului, cred. Dracu să-i pieptene, dacă tot îi se închină. Aveți ceva la chestia asta cu dracu să-i pieptene? Bine, n-avem nicio treabă cu nimeni, pentru că nimeni n-are nicio treabă cu noi. Președintele e la Bruxelles să-și cumpere prăjituri de Crăciun. Guvernul socotește banii ăștia care iarăși ar trebui sau ar veni din partea Europei, și fiecare partid și fiecare ștab de acolo își face socoteala cum să umfle cât mai mult din acest PNRR. Dacă o să se... Uitați, stau aici până se face prima 1000 de kilometri de autostradă. Nu o să se facă nimic, nu o să se rezolve nimic. Gata, sunt convins de această treabă. Așa că decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm. Asta cântec vesel, mă. Ceata lui Pițigoi e cântec vesel. Ia. Ceata lui Pițigoi trece mândră prin zăvoi. Pipă doi.
Cum a vorbit el de la Bruxelles, zice, doamne, în sfârșit, asta e. De parcă n-a zis niciodată că niciodată nu va vorbi cu PSD-ul. De parcă Câțu ăsta care ați văzut câtă luptă s-a dus să ajungă el președintele PNL-ului și deodată a dispărut în nean, pentru că așa a vrut golferul sau skierul sau biciclistul sau ce să mai vorbim. Dar a apărut și meșterul Orban și a făcut un partid. Băi, frate, deci incredibil. Dacă o să vă uitați acum și căutați pe materiale, și-a făcut un partid cu o siglă, un copac așa cu flori și niște rădăcini băgate într-un pământ nămolos. Hop! Și l-au și găsit unii. Exact sigla 1 la 1 dintr-o fundație, nu știu care, din Maroc, din cutare, care vinde produsele. Bă, jenant! Deci ce să mai vorbim? Fiecare pe culoarul lui, dar 2024. Ce rugăminte am la voi, dragi prieteni? Poate nu votați. Sau poate votați. Dar nu știu pe cine în momentul ăsta. Hai să vedem care este treaba. Doamnelor și domnilor, am onoarea, cum se zice la cei care am făcut stagiu militar, dar ăsta este un lucru pe care n-am cum să-l eludez vreodată. Mă și înrudesc o mulțime de militari în familia mea. Chiar și cu jerfe, v-am mai povestit și poate o să aduc aminte și acum. Deci am onoarea, doamnelor și domnilor, să vă prezint invitații în această seară pe domnul general major Radu Teodoru și pe domnul comandor Ion Breazu. Permiteți-mi să mă prezint. Căprar în rezervă, Florin Călinescu. Bună seara! Bună seara! Este o bucurie, dragi prieteni, să avem astfel de întâlniri, pentru că viața este așa cum este ea, viața, și încet, încet ne lămurește pe toți. Domnul general major Radu Teodoru este legat de o lungă și o lungă istorie a militariei noastre, a istoriei noastre, dar și a culturii noastre. Domnul general este scriitor cât cred că n-am citit eu în viața mea. O mulțime de cărți ați scris, nu? Aproape 80 de volume, dar nu asta e important, cantitatea, calitatea. Calitatea? Păi, acum urma să spun că și de calitate. Asta este, și nu a hârtiei sau... Doamne general, am rămas uimit când am aflat că ați absolvit același liceu pe care l-am absolvit și eu în 75. Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Formidabil. E adevărat? Să cum să nu? Extraordinar. Deci... Ineu. Asta e altceva. Eu vorbesc de absolvirea liceului. Ineu este o zonă foarte frumoasă, greu încercată în anumite perioade, dar istorice. Dar când am văzut că domnul general a terminat școala la Timișoara, la Loga, zic, hop! Mi-am adus aminte și de George Călinescu. Probabil în 40 și cât a stat în liceu? În 43. În 43. Știți că domnul George Călinescu a fost profesor o toamnă, o iarnă acolo. Nu l-a mai prins. Nu l-a zis. Deci 39 sau ceva de genul ăsta. Nu l-a mai prins. Am înțeles că pleca undeva în Occident, în Italia, să țină ceva, o chestie. Și a fost profesor o scurtă perioadă acolo. Dar sunteți tinerel. Pe lângă faptul că și domnul Mihai Șora a făcut liceul. Că e colegul, el e decanul de vârstă, eu sunt după el imediat. Incredibil, deci, incredibil. Deci, poate mă strecor și eu așa între dumneavoastră și dânsul. Domnule general, înainte de toate trebuie să vă spun, înainte de toate, că am apucat deja să bat câmpii, trebuie să vă spun că noi vorbim aici de veterani de război, doamnelor și domnilor, nu de ăștia umflați cu pompa pe timp de pace, când auzim tot felul de... Respect haina militară și asta să fie clar. Dar aici vorbim de veterani de război.
Da. Dumneavoastră ați început ca infanterist. Nu eram cu instrucția de zbor terminată și pentru că ne-au surprins evenimentele de la 23 august pe aerodrom undeva lângă Alba Iulie, a trebuit să devenim operativi și am trecut sub autoritatea Corpului 6 teritorial. Dar cum s-a întâmplat asta? Ați spus la 23 august. Până la 23 eram camarazi cu germanii, nu? E un moment dificil, dacă vreți să-l analizăm dincolo de conveniențe, atunci e cu totul altfel decât să scrie în cărți. Așa ne-au învățat la școală. N-ați învățat chiar bine. Aveți dreptate. Abia am terminat liceul cu 5, dar nu m-a interesat matematica, fizica. Ce v-a plăcut cel mai mult în școală? Nici mie. Ce tare a fost asta. Dar literatura se pare, sau literatura românească universală, v-a plăcut din moment ce ați scris 88? A trebuit să fac realul, pentru că nu puteam da examen la școala de ofițeri aviație decât cu realul, cu științific, cum ziceam noi. Da. Literatura e cu totul altceva, e complementară. Dumneavoastră neapărat trebuie să fie auzit de Florian Potra. Da, mi-a fost profesor. E, poftim. Mi-a fost profesor la istoria filmului. Colegul meu de bancă, Florian Potra. Incredibil. Tot acolo? La Loga, la noi, așa. Așa e, ce idiot. Și el ținea de 6 și eu citeam Saint-Exupéry pe sub bancă. Deci, Pucci Potra, care a fost dascăl, mi se pare, era specialist. La noi a făcut, dânsul a fost critic de film. De teatru și de film. De film, ca să zic așa, universal. Da, o materie așa super extinsă. Dar pentru că domnul general a pomenit de... Deci vă dați seama ce citea încă de atunci... Poate unii dintre, adică sigur unii dintre noastre știți, dar unii nu. Antoine de Saint-Exupéry este cel care a scris o capodoperă, Micul Prinț, dar este legat de domnul general pentru că și el a fost aviator și chiar o jerfă. Întâi de toate a fost aviator, ca să fie clar. Da. Și el a murit chiar în război, nu? A fost doborât deasupra Mării Mediterane pe un avion de recunoaștere. Ăsta n-avea armament, avionul de recunoaștere? Avea armament, dar nu era maneabil ca un avion de vânătoare. E un mister. A fost doborât de un avion de vânătoare sau l-au lăsat motoarele, că era bimotor. Nu se știe. Ca și Mermoz, nu știm ce s-a întâmplat pe mare și... Asta cu motoarele mă obligă să vă întreb pe dumneavoastră ceva, dacă îmi permiteți. Cum e să fii într-un avion cu rezervorul găurit? Cu rezervorul găurit? Eu când trec pe lângă otopeni, nici nu mă uit. Mi-e o frică să mă uit la avioane, dar uite să zbor. Da. Cum e povestea asta? Zburam pe o variantă de MiG-21, prima variantă de MiG-21. Ăla de la piept? Da. Asta? Stați așa, vă rog frumos să-mi dați un detaliu, dragi colegi. Stați acolo cu degetul, vă rog frumos. Da. Mai puneți dezul. Ăla este MiG? Da. MiG-21. Și deasupra ce se află? F-13. Deasupra lui mai e ceva? Steagul Daci. Nu steagul, steagul Daci. Steagul Daci. Da. Și cum s-a petrecut povestea? Așa. Deci zburam pe această variantă de MiG-21 supersonic fără radiolocator. Adică el era cu 1000 de kilograme mai ușor decât Lancer-ul care se cunoaște acum, se numea MF atunci,
Deci un avion supersonic cu care puteai să faci acrobație extraordinară, fiindcă era mai ușor cu 1000 de kilograme decât ulteriorul MiG-21 mai modern, MF. Prima variantă, care a fost cea mai iubită de mine, fiindcă am apucat să zbor pe ea, eu și regele Hussein al Iordaniei. Și ăsta zburase pe MiG-21 F-13. Zburase și F-104 american. Și în 1967, el într-o revistă Paris Match a făcut comparația între... Așa. Așa? Bun. Și înaintea mea, doi băieți care zburau același avion, li s-au spart cauciucurile la aterizare. Al treilea care am venit la aterizare am fost eu. Am simțit imediat ce am pus roțile. Vreau să precizez că avionul ăsta în aripi, în aripa stângă și în aripa dreaptă, are câte două rezervoare. Aripa are două rezervoare, unul de 110 litri și unul de 175 și în dreapta la fel. Acum, la aterizare, rezervorul meu era gol, că consumasem, pusesem în aer, consumasem. Și când am pus roțile, mi s-a spart cauciucul stâng, am simțit că mi s-a spart, am frânat puternic picior dreapta, pe picior dreapta, ca să sparg și cauciucul din dreapta, ca să pot să țin pe mijlocul pistei. Ceilalți ieșiseră toți din pistă. Asta unde se întâmplă? La Deveselu. La Deveselu. Da. Așa, o bucată de cauciuc mi-a trecut prin rezervor. Ca un glonț. Ca un glonț. Adică bucata aia de... iei contactul cu solul cu sub 300 de kilometri la oră. O forță. Da, o forță. Și mi-a găurit rezervorul. Dacă era plin, făceam explozie. Noroc că eram la aterizare. Nu numai că n-am ieșit din pistă, n-am reușit să sparg cauciucul drept, așa spunea la instrucțiuni, că trebuie să spargi și cauciucul drept. Cum să ieși din avion să-l spargi? Nu. Dădeai picior dreapta și frânai și presiunea de frânare se ducea numai pe cauciucul. Păi da, era tentat să se și răsucească. Da, păi nu, era tentat, dar trebuia să-l spargă. Da, de-aia trebuia să-l sparg și pe ăla. Nu l-am spart, dar nici din pistă n-am ieșit, am scos parașuta, că avionul ăsta are o parașută de frânare și am degajat la... Câte ore a zburat? 1800 de ore. La noi, la aviația militară, 1800 de ore e mult. La aviația civilă, ăștia zboară 20.000 de ore, dar ei zboară... Deci, n-aveam voie să zburăm mai mult de 2 ore și jumătate. Corpul uman e supus unor forțe mai mari. Accelerația gravitațională, care mă făcea să cântăresc, aveam 60 de kg atunci, cântăream 550-600 de kilograme. Adică... Deci dacă eu aș zbura, dragi prieteni, cred că aș avea 8 tone. În 8 tone. Păi la 100 de kg vă dați seama. Nu, mai aveți până. Așa? În evoluții se întâmpla treaba. Că noi făceam evoluții aeriene, lupte aeriene, looping-uri, tonouri. Adică într-o luptă aeriană, nu, la aviația civilă, mergi drept pe traiect și aterizezi la un moment dat. Dar noi trebuia să manevrăm ca să putem să doborâm un alt avion sau să nu fim noi doborâți, să scăpăm de urmăritori. Da. Luăm puțină publicitate, dragi prieteni, și ne întoarcem imediat. De cărți. 78 de cărți. 80, vedeți? 80. Știam eu ceva. Deci eu... Câte mai aveți în plan? Câte cărți mai aveți în plan de scris? Una singură. Una singură.
care se numește Către elitele tineretului român. Ați început-o? Da. Când o vedem? La primăvară. Neapărat suntem aici să o lansăm împreună, da? Deci aia va fi 81-a carte. Dacă ajung până la sfârșit. Neapărat. Ajungeți, ajungeți. Nu știți cum e viața, deci Dumnezeu vă ține ca să terminați toate socotelile. După aia începeți și a 82-a. Dar ce v-a fost mai drag să scrieți? Istorie, filozofie, teatru, literatură, poezie, nu știu, ce v-am făcut fără așa? Fără poezie. Fără poezie. Deci, proză istorică, proză contemporană, literatură științifico-fantastică, bandă desenată pentru copii și tineret, istorie. Bandă desenată? Da, bine, nu o desenam eu. Am înțeles asta. Făceați scenariul meu. Teatru. Teatru, știu, asta știu. Teatru radiofonic, teatru TV, cărțile mării. Acum și marinar, domnul general. Și marinar ați fost? Marinar. Mi-am făcut un iac și am deschis marea. Tot marinar, nu m-am referit la marinar militar. Deci v-a plăcut și pe apă. Când m-au scos de la zbor, pe motive politice, a trebuit să mă încerc pe mine însumi în alte dimensiuni. În loc de zbor, am navigat. Da, 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 uitați, avem niște... O aventură existențială cu totul și cu totul tulburătoare. Ia uitați, aici cine... Colegul, dați-vă puțin așa mai la dreapta dumneavoastră să vedem. Acolo cine este? Nu. Ah, da. Parcă ar fi... Acolo ești cu Dumitru Radu Popescu. Exact. Asta vreau. Era președintele Uniunii Scriitorilor. Înainte de a pleca într-o tentativă de circumnavigație, am făcut la mine, la Grădiștea, o întâlnire cu colegi, cu camarați, cu... și acolo e Dumitru Radu Popescu și cred este că... Ioana Postelnicu. Și cred prodatoare. Că cu spatele jur că e Alexandru Ștarc, care da. Era reporter la TVR, nu? Da. În da. Dreapta. Cel cu da, microfonul. Da, 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 un reporter de la TVR. Deci, inconfundabil chiar dacă este din profil da. Spate, da. Deci am jucat și eu la absolvirea Institutului de Teatru. Am jucat... Într-o piesă a lui Dere Popescu. Popescu. Acești îngeri triști. Dar erați, ce să zic, bărbat bine. Și acum sunteți... Îmi aduceți aminte de Belmondo, de Alain Delon, dar uite ce bărbat... De ce nu vi s-a propus să jucați niciodată în filme? Dom'le, toți am fost tineri și dumneavoastră ați fost ca mine și eu ca dumneavoastră. Aici cine e? Aici sunteți dumneavoastră, nu, era... Aici cine e? Nu, Coja. Nu Coja. Coja. Ah, profesorul Ioan Coja, da, da, da. Da, e da, Coja. Da. Coleg de, deci, preocupări istorice la și... La o lansare de carte. Da, 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 știu, l-am avut și pe dânsul invitat într-o emisiune. Da. Da, lucruri care rămân în istoria noastră și mă bucur că așa se întâmplă întotdeauna. Uite, aici sunteți pe barcă, nu? Pe iaht. Asta este iahtul Decebal 1. Un coșug plutitor. De ce? Pentru că a fost prost construit în Marea Egee, a trebuit să mă întorc, că ne duceam la fund și am construit Decebal 2, cu care am ajuns în Canare. Și în Canare nu mi-au mai dat niciun fel de sponsorizare și a trebuit să mă întorc acasă. De unde ați plecat? Din Marea Neagră?
Da, ne, din portul nostru, în Tomis. Și ați ieșit pe Dardanele, pe acolo, pe la turci, nu? Bosfor, Dardanele, Malta, Marea Mediterană toată? Poftim? Marea Mediterană toată? Toată. Până în Canare, cât ați făcut? Aproape 100 de zile. Frumos. Acolo vă văd și pe cal cumva? Acolo m-au lăsat muritor de foame. Nu, 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 vă văd pe cal. Sunteți pe cal. Pe cal. Da. Am crescut pe cal aproape. Băi, frate, pe apă, pe cal, pe aer, pe orice, incredibil. Da. E la un concurs hipic unde mi-am rupt și mâna. Înseamnă că l-ați cunoscut și pe tatălui Cristian Țopescu. Felix Țopescu. Țopescu, capitan era atunci de artilerie și cu purcherea, așii noștri în materie de echitație, m-au, pentru că ați văzut că eram foarte bine instruit de acasă. Da, 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 da. Au vrut să mă fac ofițer de cavalerie. Topescu și cu tatăl... Purchere, ați zis. Așa. M-au luat, am încărecat la ei la unitate, la... Așa, erau amândoi ofițeri de artilerie, curios, olimpici, amândoi. Păi da, 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 dânsul așa. A fost între ofițer toată cavalerie viața, și aviație, am ales aviație. Știu că dânsul, adică asta, nu știam de dumneavoastră, dar de tată, de domnul Felix Țopescu, mi-aduc aminte că era pe la competiții în uniformă militară se ducea. Domnule, au câștigat olimpiada de echitație de la Berlin. Amândoi erau în echipa hipică, da, olimpică, da, 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 a noastră. Foarte tare, foarte tare. Până unde ați ajuns cu avionul, domnule comandor, sus? 21 de mii de metri. 21 de kilometri sus în cer? Da. Cu ce avion? Cu MiG-21 pe care am zburat. Atmosfera Pământului se întinde până la 12 km. Acest avion pe care l-am zburat, avion de vânătoare, se simțea bine la peste 12.000 de metri. De ce? Acolo prindea viteza maximă, 2.300 de km la oră, aole, mai repede decât glonțul. Da. Fugea. 2300. Da. Și acolo la 20 de kilometri sus ce vedeți? Aveți timp să vedeți ceva la 2000 de kilometri? Asta era necazul, că nu simțeam viteza. Nu simțeam viteza. Deci cerul nu se mai vede albastru, se vede Bleu Marine închis. Și prima dată când eram și eu locotenent începător, când am ajuns la înălțimea asta fantastică, mi s-a părut, când am scos capul din cabină și m-am uitat, zic, băi, sunt în cosmos. Am scăpat de atracția Pământului. M-am speriat și am răsturnat. N-ați mai simțit gravitația? Am crezut că am scăpat de... Sunt în cosmos și nu mă mai pot întoarce pe Pământ. Asta senzația am avut. Și m-am speriat și am răsturnat. Am căzut până la 10.000 de metri și am văzut cerul din nou. Dar nu a prin oxigen se poate sta acolo, nu? Nu mai. Deci de la 1.000 de metri, numai oxigen pur. Adică dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, la revedere. Deci dacă se întâmplă, s-a întâmplat la... Avem un costum special de compensație și suprasarcină, care dacă ți se sparge cupola la înălțimea aia, imediat, și nu ai această cască, ochii ți ies din orbite, timpanele îți ies afară, deci îți explodează cum ar veni și corpul, dacă nu ești protejat de acel costum de suprasarcină și acea cască specială. Spuneți-mi că probabil rămâneți în continuare în contact cu fenomenul. Asta în ce an era? În 1974. 2000, nu știu cât. Astăzi unde s-a ajuns? Tot acolo. S-a limitat la asta, fiindcă nu mai e nevoie. Dar pentru recorduri... 2000 și ceva de kilometri pe oră? Da, s-au oprit la 2500-2600, fiindcă nu au nevoie. Au încercat rușii până la 3600 MiG-25, americanii cu SR-71, dar nu au nevoie, consumă mult, la ce? Fiindcă au armamentul sofisticat, rachetele, care fac treaba asta.
Înțelegeți? Ele pleacă de sub aripă și merg cu 5-6 mii de kilometri la oră. Adică, practic, dacă trebuie să ajungi undeva unde ai o țintă la 5 kilometri, nu? Sau cât? Ținta? Da. Poți să lasezi de la 7 kilometri, dar ca să fii mai sigur, sub 7. Dar se zboară câte doi? Nu, numai unul. Păi și dacă unul amețești? În filme am văzut că-s doi sau... La american, la noi, majoritatea avioanelor de vânătoare, o singură... Eu am zburat singur. În dublă comandă a zburat când învățam. Când învățam să zbor cu ei la supersonic, dar după aia, la luptă, singur. Nu ai loc mai mult. Atâta loc este în carlingă, atâtica. Eu cred că ar trebui la un moment dat cineva să se gândească, pentru că întruniți toate datele unui personaj de scenariu de film, că mi-am adus aminte de domnul profesor Potra. Nu v-a propus nimeni? N-ați cochetat și cu scenariu de film? O experiență tristă. Și asta e. De ce? De ce? Pentru că una e scenariul meu și a trecut până atâtea furși ca udine, dar nu l-am mai recunoscut. A, deci ați scris? S-a și turnat vreo 2000 de metri. Peliculă. Regizor a fost, stați, să ne aduc aminte, Dide era unul din... Cascadori. Cascadori. Un film și cine, după cine cartea mea de război. Cine erau actorii principali? Iată că... Cred, sigur era Florin Piersic. Am... Marinescu, ziceți cum... Ion Marinescu. Ion Marinescu mi-a fost bucătar pe iahtul Hai Hui 2. Adică Decebal. Nu, am mai făcut. Primul meu iaht de 7 metri. Stai, înainte de Decebal 1 ați făcut un iaht Hai Hui. Hai Hui a fost primul meu iaht. Asta zic. Hai Hui. 7 metri. Dar iertați-mă, până în avion, domnul comandor spune că a fost singur. Și dumneavoastră, probabil. Dar până în Canare, cât ați fost pe iaht? Singur, nu cred. Cât am făcut? Cât ați fost? Singur? 2, 3? Am fost 5, din care 2 informatori. Păi nu dumneavoastră i-ați luat? Mi-au fost sugerați. Băi, băiatule, dar nu erau 2 informatoare? Unul era radiotelegrafistul, trebuia neapărat, era lege. Aici e o chestiune foarte simpatică. Târziu, după ce s-a terminat până 90 și nu știu cât, vine un civil la mine și zice, eu sunt colonelul Hutare, din securitate, și zice, spuneți-mi care a fost cel de-al doilea informator. Păi, și că bucătarul și mecanicul. Ah, ce urât! Dar foarte simpatic. După Revoluție a apărut acest organism care ne permite să ne studiem dosarul de la securitate. Ați fost tentat să vedeți? L-aveți câteva... Ăsta pe deci ecran. Ați consultat dosarul de la securitate? Da, sigur că da, și vi l-am dat și dumneavoastră. Da, l-am văzut. Și ați avut surprize cine v-a turnat? Am avut surprize cu totul și cu totul plăcute. Asta n-o mai înțeleg. Da. Toate notele informative au fost pozitive și cinstite. N-a fost nicio notă informativă, în afară de un agramat de la... Direcția asta. De la contrainformații. Eu vorbesc de toate notele informative din cariera mea. Uite acolo așa, da. Ăla ce a scris acolo?
nefericitul ăla era încăsătorit cu o chiaburoaică. Bun. Și pe tema asta au brodat tot ce a fost... Mi-au făcut un dosar întreg și am scăpat ușor. Că puteam să nimeresc unde a nimerit Greceanul și unii alți camarazi mai mari în vârstă. Da, 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 da. Mi-a fost... Mă trec fiorii. Deci, doamnelor și domnilor, e foarte energizant în același timp și e un drum așa misterios să vorbești cu istoria, de fapt. Astăzi sunteți 100 de ani, deci Gabriel García Márquez a zis 100 de ani de singurătate. Dar dumneavoastră, în orice fel, și cu supărarea cu regimul comunist și cu altele, totuși sunteți un om foarte pozitiv. Deci nu ați înfruntat viața și ce vi s-a scris. Credeți în destin? Să știți că toate resursele astea interioare, așa, sunt pozitive. Am trecut până lucruri, prin momente grele, tragice. Da, și mi-au murit camarazi, am strâns în parașută. Dar am acumulat o experiență de viață deosebită care mă echilibrează și care nu-mi produce decât dorința de a trece mai departe și de a mai realiza cât mai mă duc puterile. Încă... Domnule general și domnule comandor, vă mulțumesc foarte frumos și o să mă țin de dumneavoastră să scriți cartea aia, să o terminați și să o lansăm aici, da? O lansăm aici, vă țineți de mine că sunt obișnuit să țină cineva de mine. Așa. Țineți legătura. Așa. Vă mulțumesc frumos. Numai bine. Doamnelor și domnilor... Zi ceva. Bună seara! Așa, bună seara! Dacă pe partea aia e seara la tine? Da, e seara. E seara și aici. Te rog, ce te-am învățat mai departe? Păi, telespectatorii cred că știu deja poezia. Știți că dacă ați trimis SMS la 1789 cu textul concurs... Tu te faci să mă bâlbui și eu, te gândești deja la ghicitoare, nu? Da. Da? Eu mi-aștept. Ia zi, care ghicitoare, ca să văd dacă te las o spui. Bine. Ia. Care floare are gheare nici și mai parfumul întrebă. Cel mai tare? Care gheare... Nu, care floare? Care floare are gheare și parfumul cel mai tare? Aveți timp de gândire acum. Gura leului. La leua. La leua? Mândria țigăncii. Are gheare? Deci, în fine, nu cred că o să stăm până dimineață. Deci care... trandafirul. E extraordinar, da? Păi da, alea-s gheare, mă. Spin sub o altă formă, păi, metaforă. Nu, mă, spune omului, clar, pe ghicitoare trebuie păi să dea toate. Nu, lasă, preiau eu. Preiau eu pe pieptul meu. Așa. Nu pe pieptul tău. Deci, bună seara, doamnelor și domnilor. Dacă ați fost conștiincioși și ați accesat SMS-ul 1... 789. Așa. Și ați scris acolo concurs. Eu pot să spun asta până în ziua de apoi, că tot mie îmi scrieți unii dintre dumneavoastră. Deci, nu-mi scrieți mie, că nu pot să vă ajut cu nimic. Deci, numărul și numele dumneavoastră se stochează într-un hard. Când am început doar activitatea în televiziune, nici nu existau cuvintele astea. Hard, soft, computer. Da, cam asta s-a întâmplat și dacă avem pe cineva care și-a făcut temele, cum se zice, s-ar putea ca robotul nostru să fi și plecat în cursă și să vedem dacă este o doamnă, te las pe tine. Dacă este doamnă, te las pe mine. Dacă este un domn, te las pe...
mă las pe tine. Te las pe mine? M-am mai bine, mă mai zăpăci cu trandafirii aia. Lăsați. Da, da. Cum ai zis? Lăsați? Lăsați. Lăsați, da. Plătești tu sau ce? Adică lăsați, da, da. Vă rog frumos. Bună seara. Bună seara. Te rog. Sigur? Te rog. Bună seara. Cum vă numiți? Bună seara, Petrică. Dar poți să repezi ghicitarea, să vedem dacă s-a uitat la televizor. Da, mai întâi să întreb de unde este. Da. De unde sunteți? Din Egidia. Perfect. Ați fost atent acum 5 minute la ce am spus? Nu prea am fost atent. Perfect, și mai bine. O să vă adresez o ghicitoare. Dacă da. Știți răspunsul, alegeți o cifră, nu un număr, da? Da. Bun. Vezi că cifrele sunt până în 9. Da, da. Încep cu ghicitoarea eu. Care floare are gheare și parfumul cel mai tare? Trandafir de la ultra. Păi ce ați făcut? Trandafir. Extra. Dar cum ați ghicit? M-am pomenit vorbind. Dar știu vorba. Perfect, bravo. Acum... Și acum alegeți o cifră, deci până în 9 sau un număr de peste 9. Eu așa am auzit că numărul e făcut din două numărul cifre. Pe cifre, da. Din două cifre, da. Numărul poate să aibă 23. Te rog, uite, este 20, în apropierea ta, vecină. Da? Bine. Muzica. Aoleu! Așa ceva. Bun. O dată. Încă un număr. Haideți. Încă o dată, mai aleg un număr? Păi, ca să luați 10.000, trebuie să-l mai nimeriți de două ori. 10? Așa am pățit 10. Și eu în tinerețe. La a treia oară mi-a zis, poți să rămâi peste noapte, da. E bine, e bine și așa. O tabletă! Felicitări! E bună? Da, e bun, orice, nu contează. E bun, o tabletă. Deci asta este deosebirea față de alte treburi. La noi, oricum se câștigă câte ceva. Colegii mei o să vă spună cum ajunge la dumneavoastră. Mai rămâneți în telefon o secundă. Mulțumim frumos! Asta s-a rezolvat situația. Toată această poveste este asigurată de Altex. Vă mulțumim frumos, dragi prieteni. Iar dumneavoastră continuați să accesați SMS-ul 1789, să scrieți acolo concurs. Și dacă doriți să vedeți toate năzbutile noastre, le găsiți pe Instagram-ul emisiunii. Florin Călinescu Show. Și pe TikTok-ul. La fel, cu același nume, Florin Călinescu Show. Așa, și dacă cumva pierd o emisiune din asta sau din toată grila Primei TV și a lucrurilor și a celorlalte, Profit, Cinemaraton, Agro TV și așa mai departe... Pe Prima Play. Cum adică Prima Play? Intră acolo. Punct... Ro. Păi, bravo, adică... Știu, unde oamenii. Stai, unde stai, frumoasa mea? În Suceava. Cine vrea să te găsească, te găsești. Ce tare. Dacă vrea cineva să-ți iei de la emisiune, ne-ai. SRI, de la poliție, da. Deci cam asta este, dragi prieteni, prima tură. Dar ziceai două papioane. Ești bulbuit? Îl caut pe al treilea, nu știu unde-i. Nu mă provoca, că știi unde mă duce. Mai pui un leu și mintea mea și ții apă minerală. Deci... Și acum o să zic lăsați. Da, doamnelor și domnilor. Deci... Mergem mai departe. Următorul nostru invitat, doamnelor și domnilor, este primarul comunei Bran, Cosmin Feroiu. Vorbim, deci, doamne, nu pot să stau de miros aici. M-a terminat. Jur, dar... Să știți că sunt toate autentice și sunt imediat produse tradiționale. Cred că vorbim și de povestea asta, dar m-a terminat, dragi prieteni. Intrați dumneavoastră într-o din asta de oraș, dacă miroase așa ceva, zici că toate sunt de plastic. În fine.
Sau ați pus esențe de mirosuri? Esențe de bran, să știți, domnul Călinescu. Dacă aduceați niște muștar și o pâine, nu mai făceam emisiune. Avem jos o ceapă roșie, o ceapă verde, cred că după emisiune. Domnule, de ce spune? Eu eram convins că e oraș. Nu, este stațiune turistică de interes local. Comună, deci. Comună. Adică 5300 de locuitori. Și de care sunt condițiile să ajungi oraș? Ca să ajungi oraș și vă dați seama că trebuie să ai un număr ba mai mare de locuitori, plus trebuie să ai o altă infrastructură, cu siguranță. Infrastructură? Din toate punctele de vedere. De exemplu, avem în vecinătatea noastră Râșnovu-Zărneștiu, care sunt orașe clar dezvoltate. Râșnovu e mai mare? Absolut, 20.000 de locuitori. Și Zărneștiu? Tot pe acolo, 18-20.000 de locuitori. Da, nu mi s-a părut că e vreo mare... Noi țintim să ajungem în stațiune turistică de interes național. Și ca să putem să obținem acest statut, trebuie să avem și implementat proiect de canalizare, pentru că sunt niște condiții esențiale. Nu poți să fii stațiune turistică de interes local și național și să nu ai, de exemplu, canalizare, alimentare cu apă, ceea ce noi lucrăm. Intrăm direct în pâine, că tot n-avem. Acum, sincer să fiu, eu am venit cu produsele acestea la dumneavoastră și dacă îmi permiți o mică glumă. Vorbim imediat și de agroturism și de produsele locale, care chiar așa, avem o emisiune noi foarte frumoasă, sâmbătă de la 9, din gospodărie în farfurie. Deci sunt un om care țin foarte mult la producția locală. Și de altfel, pe toată partea aia până la Pitești, nu? Culoarul Rucărbran. Rucărbran. Sunt acele vestite... Chioșcuri, ca chioșcuri, să spun așa, pe marginea drumului. Pe marginea drumului, în care găsești pastrame, burdufuri, alte brăzeturi, cârnați, tot felul de chestii. Așa cojocele, este. Nu știu ce mai se... V-ați pus întrebarea cât cântărește un kilogram de brânză la bran? 800 de grame. De ce? Pentru că știți ce mai avem noi în asemănare cu New York-ul? Ei au zgârie nori, noi avem zgârie brânză. Astea sunt niște glume. Acum, ca să fiu mai explicit. Se ciordește la cântar sau? Nu, asta vreau să vă zic. De obicei era din popor, era o vorbă că brănenii sunt zgârciți. Și acum am vrut să dovedesc că brănenii sunt darnici. Bine, toată și zona. Și să știți că produsul acesta tradițional brânza, produsul acesta tradițional brânza, ca să spun, care îl avem aici expus atât în coaje de brad, cât și în bășică. Vorbim de asta? Asta ce acesta este un cașa fumat. Cașa fumat, da. Vorbim de ăsta, de burduf, nu? Exact. Și ăsta e... Știți ce făceau brănenii când aveau probleme și căutau să-și rezolve problemele de-a lungul timpului și găseau ușile închise? Luau această bășică de brânză și o rostogoleau și uite așa se deschideau toate ușile. Asta aceasta. Burduful, nu? Bășică, așa este. E de burduf. La oaie, nu? Exact. Bravo. Este o instituție... Deci, asta este foarte clar. Și noi spunem așa, de... Castelul din ce an e atestat? 1377. 1377. Și el a devenit instituție turistică 1940-50. Da, exact, dar e clar că branul nostru este cunoscut în primul rând datorită Castelului Bran și trebuie să fim sinceri, ne-a adus o grămadă de lucruri pozitive. Deci sunt milioane de turiști care, de exemplu, în 2019, înainte de pandemie, Castelul Bran a fost vizitat în jur de 1 milion de turiști. Vă dați seama că n-ai cum să nu fii recunoscut la nivel internațional, mondial, decât prin Castelul Bran. Și unde vă gândiți să mai faceți parcare? Avem parcare. Avem o parcare publică de 200 de locuri. Și cât să vin câteodată? Nu vin și mai mult de 200 la castel într-o zi? În general, românul, ca să nu zic... Japonezul, caută pe cât posibil să intre cu mașina în castel. De ce să stea să parcheze la 200 de metri distanță unde ai o parcare frumoasă, amenajată? Pentru că aveți autonomie locală și impuneți la intrarea sau în dreapta, sau în stânga, sau peste râu. Simplu. Avem o parcare adică frumoasă, amenajată. Adică așa cum se impune în centru istoric al Vienei sau eu știu unde. E hotărârea... Știți ce se întâmplă? Pentru că este culoarul Rucărbran și pentru că este tranzitat DN73-ul, comuna noastră este tranzitată de DN73 și nu avem o ocolitoare. Deși poate vreodată, nu știu, peste... Există posibilitatea unei ocolitoare? Ar fi o posibilitate. În viață este posibil orice, dacă îți dorești. Mergi spre Pitești pe stânga sau pe dreapta?
Peste râu sau... Vă dați seama că ar fi o variantă peste râu, dar trebuie să fac un proiect tehnic și trebuie să, să fac un studiu de fezabilitate. Bun, dumneavoastră sunteți la primul mandat, nu? Și niciun înaintaș... Au fost niște discuții în trecut. Acum sunt o groază de bani, o groază de saligniuri, o groază de PNR-uri. Mi-aș dori și eu prin PNRR, cumva, poate chiar de aici de la dumneavoastră. Ați acces, ați depus vreo lucrare? Pentru ocolitoare nu, dar cu siguranță depunem pentru orice asta proiect. Asta ține de Consiliul Județean sau de când nu, ai... Nu, ține și de noi, dar cu siguranță o eventuală ocolitoare ar tranzita și localitățile vicinate, gen orașul Zărnești. Și aici probabil ar trebui să facem o asociație. Așa de, una de departe? Păi dacă e să facem o ocolitoare, trebuie să facem o ocolitoare care să căutăm păi să... Păi nu mergem mai încoace, pe unde-s cartofii aia, pe la Cristian, sunt proprietăți acolo private. Păi nu Cristian, Cristian Râșnov, Tohanul Nou. Deci eu dacă ar fi să fac o ocolitoare, aș face-o înainte de Tohanul Nou, înainte să se sugușe traficul, dacă îmi permite să spun așa, și să intru, în, să intru direct în bran. Adică, cum ar veni, să ocolesc. Am înțeles. Centrul branului. E foarte complicat, dar nu știu, acum dumneavoastră aveți și Consiliul, adică de fapt nu mai contează că sunteți și cu PSD-ul și cu... Da. Deși nu aveți probleme sunt cu doi primar liberal, avem 9 consilieri din 15 liberali, viceprimarul de asemenea este liberal. Deci, practic, ați putea să ziceți, vedeți-vă de treabă. În general, județul Brașov... E adevărat, dar... N-ați avut invitat vă, domnul președinte. Nu e... Nu știu, mi-aduc aminte, am filmat în zonă și părți din Balanța, a domnului Lucian Pintilie până sus la Șirnea, Șirne, la biserica aia trăznită. Era o biserică ruptă în două, de la un trebuie să o fi renovat. N-aș putea să vă spun. Ok. Și, dacă chemăm pe colegul nostru de la fundata, de la primărie, cu siguranță știe. Așa și eram. Și Asfalt Tango. Senatorul Melcilor. Rucăr, Bran Fundata, haideți sus că vine rata. Era un folclor pe acolo. O zonă absolut extraordinară. Moșneni sunt pe acolo, pe undeva, o obște de-asta a moșnenilor. Oameni atât de hotărâți, ca să nu zic altfel, încât așa s-a explicat faptul că monarhia, atunci când a venit în România, a fost adusă. Ei au vrut să facă pe acolo, pe la Rucăr, Bran, pe acolo, pe dealurile, cum mergi pe Pitești, pe stânga, ca să zic așa, pe la Fundata, și n-au vrut să vândă pe bani. Și așa au ajuns la Sinaia să cumpere domeniul, să facă peleșul și cu tare. Moșnenii au zis, nu, domnule, să fii sănătos, înțelegem că ești regele României, dar nu vindem nicio bucată de pământ aici ca să-ți faci dumneata castel. E o problemă pe care eu nu știu cum să o rezolv, dar poate colegul de la Ciugud sau colegul de la Oradea sau colegul de la New York. Deci nu există. Noi dacă mergem în Germania, în Elveția și Austria, găsim niște lucruri tot așa, pe vechi comune, pe vechi trasee, pe drumuri de capre, de munte, de nu știu ce. Se poate rezolva. Acum, pe NNR-ul ăsta poate vin mulți bani. Știți ce lipsește? Legea interesului național. Deci aceasta, după părerea mea, sigur că particularii trebuie... trebuie cumpărate astea sub o formă sau altă. Dar uite, mie mi-a plăcut în Italia. Se cheamă Legea Interesului Național. Bă, frate, dacă statul italian are o problemă de interes național, autostradă, să zicem, sistematizare, să zicem, de vieri, de ape, de cutare, îți pune un bilet în poartă, ai 30 de zile să te duci la primăria ta și să spui, nu știu, un dolar, 10, habar n-am, euro. Deci nu se târguie cu tine. Și dacă nu te duci să-ți iei ăia 10 euro, vine cu buldozerul. Băi, interes național. Așa este. Dar eu cred că este obligația fiecărui primar păi nu, da, din România. Dar asta e șmecheria făcută de politică de 30 de ani de zile. Bă, să răscumpărăm. Du-te tu, cumpără. Păi la noi autostrăzile sunt toate așa. Deci că s-au dus toți senatorii, toți deputații, toți ștabii politici, au cumpărat dinainte și acum toate autostrăzile noastre sunt așa. De asta nu se rezolvă problema în Bran. Știți că există o bucată de autostradă pe care eu o numesc Autostrada Branului? Nu? Este o bucată de 6 km care face legătura, care ocolește
Cristianu și Râșnovu, mai exact. Da, și care va urma să fie în continuare la... O știu. Ce mult așteptată autostradă. 41 de ani. L-ați văzut pe domnul general, l-am văzut și m-am bucurat, 98. L-am cunoscut. Deci, eu știu dacă puteți candida și la 98 de ani? Cu siguranță nu. Nu, legea permite că nu... Probabil că da, dar nu aș putea să spun că mai apucăm acea vârstă. În afară de chioșcurile alea cu Chiurto Școla și cu tot felul de artizanate și cu tot felul de chestii, de amintiri, de nu știu, nu cred că o să se rezolve. Lucrurile care s-au rezolvat au apărut tot felul de pensiuni, de hotelașe, de... Vreau să vă zic că leagănul turismului rural a fost început la Brană în 1992-1993. Deci primele pensiuni agroturistice au fost la Bran. Pentru că atunci veneai ca turist, te cazai în casa... Pe dumneavoastră când ați... Pentru că chiar vorbim de Bran, în alte localități... O să întreb chestia asta pe toată lumea. Având în vedere strâmtoarea locului, mie mi s-a părut cam sălbatică și nu numai la Bran, pe tot culoarul ăsta, în afară mai la larg, așa, unde și-a trătit unul capacitate de cazare și nu știu ce, și sunt câteva hectare în jur, după ce depășim Rucărușa aia, sunt vreo 60 de kilometri până la Pitești, până în prima localitate, nu știu cum se cheamă, mai urbană, înainte de Pitești. Câmpul Lung, Rucăr. Câmpul Lung, așa. E munte, deal, dreapta, stânga, adică acolo nu mă deranjează. Dar aici... Nu e neapărat un reproș dumneavoastră, că sunt 31 de ani, dar e o devălmășie arhitecturală, stilistică, acces, intrare, ieșire, înaltă, cu lemn, cu piatră, cu cărămită, cu... Adică nu cred că ar trebui toate. Spuneați la începutul emisiunii că la fel, da, ați fost o revoluție, n-a fost cu arma în mână. Dacă nu venea revoluția, să știți că în Bran ați fi întâlnit blocuri, ceea ce cred că ar fi fost destul de grav. Nu știu. Pentru că... Nu știu dacă aș fi întâlnit blocuri, că tot n-avea Ceaușescu unde să le facă. Păi nu, vroia să le facă. Unde? La intrare în Bran, vă spun eu, că era... Eu vorbesc de centrul ăsta. Pentru mine, ca turist ignorant, castelul și ceva în jur. Dar așa e mai plăcut ochiului cine a vrut în 30 de ani să-și tragă o pensiune acolo. Există un plan urbanistic general care este din 1999. Ce zice? Astăzi nu... Ba da, îl prelungim. Pe plus cât se poate face? Pe plus 3. Pe plus 2, pe plus 3. Dar vreau să vă zic că planul urbanistic general în Bran este 1999. Țin foarte mult la Bran, nu la... De asta nu. La 10 camere, câte locuri? Nu e obligat să aibă 10 locuri de mașină? Parcă așa e în legea hotă. Da, dar să știți că avem o suprafață de 67 de kilometri pătrați. Branul nu înseamnă doar centrul Branului. Trebuie să discutăm de toate satele aparținătoare. Sohodol, zis că vor să-i Predeluț, mașină până în castel. Așa este. Dar care toți au vrut să-și facă pensiuni cât mai aproape de castel. Absolut, dar nu numai. Poate faptul că DN73 este atât de tranzitat și se creează pe perioada verii ambuteiajele acelea care se creează și le știm cu toții, aia nu înseamnă că Branul reprezintă doar centrul Branului și doar castelul Bran. Și eu, din postura mea de primar, sunt obligat să creez diverse evenimente culturale. De exemplu, anul ăsta ne-a permis pandemia și am organizat zilele comunității din Bran, am organizat, de exemplu, film în aer liber, cinematograf în aer liber, avem weekendul viitor concurs kinologic, am deschis primul târg de Crăciun, care s-a deschis vreodată într-o comună, gen la Bran, chiar dacă la un nivel mai mic, cu niște căsuți unde se pot cumpăra produse din acestea tradiționale. De ce nu mai bem și niște băuturi specifice sezonului de iarnă, unde dacă veniți de Crăciun sau de Revelion, vă aștept cu drag la mine în Bran, în Parcul Central? Am o casă mai... Mai sus puțin, mai Poiana Brașov. Mai spus, da. Deci, să știți că e foarte aproape. De viața mea, în viața mea n-am fost... Adică orice invitație, bineînțeles că am onorat-o, dar după aia mă duc să pun capul pe pernă ori la un hotel, ori... Adică... Tot de 31 de ani la Revoluție, nu poate să-mi reproșeze nimeni nimic. Uite, m-a fost, am mâncat, a băut și n-am plătit. Ce vreau să spun este că localitatea pe care o reprezint nu este
doar totul canalizat în centru. Avem niște sate aparținătoare și greșiți avem... Greșiți aici și vă spun de ce. Am fost în țări europene, că mi-e frică să merg cu avionul, și am depistat inversul spuselor dumneavoastră. În sensul că acolo unde este... Pentru că localitățile s-au făcut în jurul piețelor, da? Vezi piața din Brașov, vezi piața din Sibiu, vezi piața din Mediaș, după care, mă rog, s-au făcut niște zi... Acolo unde veneau oamenii să vând, după aceea s-au făcut niște ziduri. E, și în Austria, și în Elveția, și în Germania, și în Anglia, și în Franța, oamenii au spus, bă, ok, avem 10.000 de locuitori, 70.300, intrăm și pe acolo să-i civilizăm, să le punem apă, că toți am plecat din... antichitate, pământ pe jos și... Nu există, vă contrazic aici, centrul localităților este primul pus la punct, pentru că turistul vine să vadă unde era vatra satului. Sunt perfect de acord, dar poate și pandemia, să știți că a făcut în așa fel. Păi vă zic de ea, știți de ce vă zic? Pentru că turiștii general nu mai caută să vină în pensiuni mari, cu 10 camere, cu 12 camere, cu 15 camere. Caută căsuțe cât mai mici, să fie cât mai singuri. Centrul după mine este castelul. Acum să nu mai... Absolut. Sursă... Biletul cum se împarte? Luați și dumneavoastră la... Nu. E la mine? Nu. Este administrat de către o societate privată. Privată? Absolut. Ah, da, da, da. A fost cumpărat de... Da. Dar nu era ca la Peleș? Nu s-a dat și în beneficiu statului ceva? Noi avem un proiect de hotărâre în ceea ce privește instituirea unei taxe de 2 lei pe lângă biletul de intrare la castel. La intrarea în la sat. La intrare bani care... Nu la intrarea în sat, la intrarea la castel bani care, dacă ar fi să vină, ar veni pentru ca să putem să promovăm localitatea. Adică mi-aduc aminte, deci nu știu ce conte, nu știu care, dar parcă am înțeles că n-are ce să facă cu el și vrea să-l vândă, să-l doneze statului sau ceva de genul? Nu, este administrat. Vă dați seama că localitatea noastră s-a dezvoltat în jurul acestui castel. În 2006 a fost retrocedat și a fost luat. Bun, dar noi localitate putem tot ce ține, adică... Eu știți ce-mi doresc? Cum se cucerea o cetate odată? O înconjura? O înconjura, e corect. Știți, păi dumneavoastră o înconjura și spui, bă, vindeți tu biletele, dar aici poate nu mai ajung turiști la tine dacă luăm noi niște măsuri, bariere, chestii. Eu îmi doresc ca turiștii care vin în Bran să vină și pentru celelalte atracții ale Branului, pentru că... Cum ar fi? Avem și Muzeul Etnografic Bran, avem și diverse evenimente, gen Târgul de Crăciun, care vrem să-l facem acum, Zilele Comunității, Pârtia de Schi. Pârtia de Schi? Pârtia de Schi, Dan Zenoag. Avem o pârtie de schi, putem să facem drumeții în Bucegi. Adică sunt multe lucruri care se pot vizita la noi în comună. Nu neapărat doar un singur obiectiv. Este normal să facem asta. Asta e clar. Eu mă refeream așa, zic, bă, hai să facem un perimetru adiacent castelului și atunci să facem o sistematizare, să nu mai fie terasa aia ieșit așa, aia altă așa. Chiar vă promit că vin o dată în Bran și chiar ne plimbăm pe jos să vedeți cât de sălbatic așa. Acum, dar repet, sunteți prea tânăr, primul mandat, primul un an mandat, jumătate. Primul mandat, am un an. Ce-i drept, conjunctura a făcut să ies cu 80% au tot, tot sunt cu autorizații, cu... Să știți că căutăm ca toată lumea să aibă autorizație de construcție. Vă dați seama, e obligatoriu să avem așa Doamne, ceva. Acum că mai scapă unul altul... Am văzut nenorocirea asta de ars un bloc întreg și imaginea, adică acolo Iisus cred că dacă vine închide tot Branul. Nu, să știți că avem controle periodice și nu. Da? Se au și autorizații? Absolut. Apă? Sunt, canalizare? Da, de exemplu avem 22 de kilometri de canalizare în lucru. Avem un buget de 6 milioane de euro. Să vă zic că 4 milioane de euro... Din taxă? Din... Nu. 6 milioane de euro, dintre care 4 milioane de euro sunt bani pentru investiții. De unde provine? Bani pentru investiții. De exemplu, PNDL, AFIR, programe de dezvoltare națională. Acum am depus proiect pentru să asfaltăm 12 drumuri pe Anghel Salinghi, sperăm să iasă. Ca să putem depune acest proiect, a trebuit să întabulăm 13 drumuri, că nu le-am avut întabulate. Căutăm și noi cu pași mici să ajungem unde trebuie. Adică să ducem localitatea unde merită ea să fie. Să nu credeți că este ușor. Nu este ușor. Acum, dacă îmi permiteți să fac o mică paranteză... Sunteți invitat, puteți să vă și descălțați. Eu am fost ales în 27 septembrie 2020, dar mi-am depus jurământul în 23 octombrie 2020. În luna aceea nici n-am intrat în primărie, pentru că nu depusesem jurământul, nu aveam ce să caut. Mă întâlneam cu prieteni pe stradă și îmi spunea, știi ce vorbesc cu oamenii? Zice, n-ai făcut nimic în luna asta de zile, zice. Uite pe cine am ales. Sau o chestie mai interesantă decât atât.
poarta mea de acasă, și nu mi-e rușine să spun acest lucru, are niște bucăți de rugină pe acolo. Și îmi vine un prieten la mine și îmi spune felul următor: domnul primar, te super. Bine, îmi spunea Cosmin, dar să spun: domnul primar, te super, dacă spun ceva, cum să mă supăr? Știi ce spun oamenii? Că nu ești gospodar, că ai o pată de rugină pe poartă. Acum eu vă întreb invers, dacă eu aș fi avut o poartă cu senzor care se deschideau, știți ce spuneau oamenii, nu? Ce mașină aveți? Un Sandero și o Toyota Prius. Un Sandero? O Dacia Sandero. De formație ce sunteți? Economist și asistent medical generalist. Adică, adică aveți un spitaluș acolo? Nu, ca să fiu sincer, soția mea este asistent medical, a avut o operație anul ăsta, o sechestrație pulmonară, a trebuit să-și extirpe okay, lop. Este bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Și v-ați făcut de drag și m-am asta, făcut, asistent. Sincer să fiu, n-a crezut că sunt în stare să mă fac asistent medical, am urmat o pozițială, FEG-ul, și sunt asistent medical generalist, am absolvit anul ăsta, am și un master și în administrație publică și unul în turism. Dar de bază sunt economist. Acei 5.000 de locuitori, 5.300, ei sunt turiști și ei de meserie sau lucrează în Brașov, în Săcele, în altă parte? Sau, unii se ocupă cu creșterea animalelor, turist, de la unii dintre ei am aceste produse. Cu oile? Bătut, răvășit. Răvășit oilor, da. Ce înseamnă asta? Vine un răvășit lup și oilor este când stau vin oile de la munte. Și vine un lup. Nu. În primăvara, ca să spun așa, cei care mai au animale și în special oi, le strâng și le duc la munte. Și toamna... Ah, ok. Ce vreau să spun? Locuitorii au de lucru și în Bran sau se duc... turism, alimentație publică, ce pot să fac acolo? Turism, școală, profesor... Lucrează, mulți dintre ei lucrează la Brașov. Industrie n-aveți, nu? Nu avem industrie, vă dați seama. Fabrici? Nu avem. Deci nu avem. Deci noi din creșterea animalelor, turismul este principal. Ar necesita, dar nu prea mai sunt atrași românii. Cameriste, recepționeri... Pentru să că am filmat toată și am stat acolo undeva lângă Castela, o pensiune, nu-i dau numele, și o întrebam pe fată, era de prin Focșan sau de nu știu unde. Și a zis, trebuie să mă acomodez și eu, pișa, că nu prea... Acum, câți referitor la Brăne... Câți din ăștia, cum se cheamă, flotanți sau sezonieri aveți? Deci avem și străinași, dacă e să... Trei? Străinași. Străinași le spune la cei care sunt din alte că localități. De la căsătorie, străinași. Nu, nu, străinași. 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 Nu străinași, străinași. Avem foarte mulți străinași, dacă îmi permite să spun așa, care au proprietăți în comuna noastră. Vă dați seama. Din Constanța, știu, din București. O groază de bucureșteni, da. Asistat social? Asistat social nu avem. Nu avem asistat social. Gălăgii, familii de calcitrante? Nu. Care nu să știți înțeleg... că nu? Am cea mai frumoasă comună și cei mai minunați oameni. Bravo. Planul de viitor? Păi, adică dacă... ce ați făcut? Nu, stați puțin, în prima lună n-ați apucat. N-am apucat în prima dată. Acum trebuie să fiu sincer. În următorul an ce s-a întâmplat? Ce ați făcut? Trebuie să fiu sincer. Eu niciodată nu o să spun, ca și politician, greaua moștenire. Nu există vă așa ceva. Știți ceva? Știți de nu ce? Vă văd deloc nu politician. Chiar nu... Nu. Nu depistez încă la dumneavoastră spună... rugina politicii. Deci am candidat prima oară în 2012 ca și consilier local independent. Am pierdut la un vot. Acolo m-a durut, să știți. În 2016. Ce ați făcut în anul ăsta? În anul ăsta ce să fac? Am continuat proiectele care au fost începute de administrația care am precedat-o. Suntem în curs de finalitate. Da. La? De exemplu, ce doare cel mai mult? Avem proiecte de infrastructură, de canalizare. Pentru că cel mai mare disconfort care poate să ți-l creeze ceva este să faci canalizare, mai ales când ai și turiști. Păi, vă convine să veniți cu Ferrari la mine în Bran și să vă rupeți nu, roata mă în mă duc până în Poiană, fac ce trebuie să fac și mă întorc înapoi deci, la bere. Da. Am reușit să implementăm, ca să spun, acest proiect. Mai avem, cred că la anul vom termina canalizarea pe Valea Porții, Valea Șimonului și Predeluțu. Mm-hmm. Concomitent vom căuta să asfaltăm aceste drumuri. Și până în 2024, ce vă mai propuneți să finalizați? Eu să știți că campania electorală n-am promis nimic. M-am dus la oameni din casă în casă și am zis că nu promit nimic. Dar dacă ce surprize atunci le puteți face? Ce surprize?
În următorii trei ani. În următorii trei ani este să asfaltez cele 13 drumuri care le-am întăbulat și care le-am depus prin programul național Angel Saligny. Uh-huh. Bineînțeles că avem proiecte atât pentru copii. De exemplu, acum suntem la faza de licitație pentru tablete școlare. Ah, ok. Pentru că... Câte școli aveți? Câți elevi? Dacă nu mă înșel, 470 de elevi. Avem. În câte? 2, 3 școli? 5? Nu, în 5 liceu școli. Aveți? Avem liceu, da. Am înțeles. Gunoiul? Avem o firmă de salubrizare care se ocupă. Nu miroase pe la poartă că hotelurile astea produc mult, multe sticle. Vă dați seama că trebuie să mai lucrăm la mentalitatea oamenilor, pentru că încă e deci greu să ne aliniem. Deci vara nu simt mirosuri de pisici moarte pe acolo. Nu, chiar așa. De ce să spunem așa? Dar trebuie să mai lucrăm la mentalitatea oamenilor așa fel încât să putem să facem selectare a deșeurilor. Nu, să le punem nouă, ne convine să le punem toți deci, la grămadă. Probabil aveți plin acum de Crăciun, având de anul nou. Având în vedere că s-a dat liber și de Crăciun și de Revelion este plin. Dar noi avem plin și în restul anului. Cele mai, dacă îmi permite să spun așa, cele mai slăbuțe luni sunt martie, februarie. În rest, să știți că turiștii vin. Și datoria mea este să fac în așa fel încât să atrag cât mai mulți turiști. De asta am și organizat acest târg de Crăciun, care este din 10 decembrie în 10 ianuarie. Vă așteptăm cu drag. Eu mă retrag oricum la Brașov, dragi prieteni, asta e hotărâtă de mai mult timp, așa că o să mă ocup și de Bran cât mai curând și cât mai des, dar eu am proiectul meu personal să desprindem Poiana Brașov de Brașov și vreau să fiu primul primar al Poienii Brașov. Așa că, colega, vă mulțumesc frumos. Da. Mare drag. Cam asta este povestea până aici, dragi prieteni. Mai are încă două, trei urmări. Cum ar fi? Să spunem alo? Nu, povestea, ce înseamnă? Dacă cineva a scris la 1789 și a zis concurs, computerul nostru blând de casă, avem un computer făcut de mâna omului, l-a stocat și noi îl sunăm acum pe om și zice... Alo! Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, maestre Bârladu, vă salută. A, frumos. Primul meu loc de muncă a fost la teatrul V.I. Popa, Victorian Popa, da. Extra. Da, câți anișori aveai în 80? În 80, fix 6 ani aveam. Parcă te-am văzut odată. Mămic, da. La cofetărie odată. Am venit la punguța cu doi bani, cu grădinița atunci. Exact, eu eram banul din punguța din dreapta, da. Cum te cheamă? Dan Mormic. Bă, de fi 6 ani, de fapt, stai puțin, cu o oră, 57 de ani. Nu. Păi stai, 47. Păi stai, dacă 47, în 80, n-am, cu matematică, deci 87 aveai, în 80 aveai 6 ani. 6 ani, da. Și cu 20 până în 2026 și cu 21... Da, se scade sau se adună? 46, da. Bravo, să fii sănătos. Ia să vedem cum mătră. Tot pe langa o ții cu ghicitori? Dacă vreți, da. Dacă ia să vedem. Ce mai știi tu? Ia. Să nu vă plouă în gură, da? Atâta vă zic. Bucălaie de la stână ne dă miel, lapte și lână. Opa, ce-o fi? Fiorița. Ce e? Știți? E prea simplu oaia. Să fie oaia. Oaia. Întreb dumneavoastră ghiciți. Tare de tot, da. Dar nu s-au mai văzut și berbeci care s-au răzgândit și au mai dat și ei câteva produse. Da. În sfârșit, vă rog frumos, stimate Bârlădean. Da. Păi nu știi alegi. Povestea. Poți să zici. Pot să aleg, da? Te rog. Da, sigur. Nouă. Cam trag tot spre tine. O fi de la ghicitorile astea. Ne caută, se apropie. Deci odată da. E ca la licitație. De două ori, te rog. Da.
Păi să încercăm 22. Aspirator, robot, ia să vedem unde era cașcavalul de la oaie. Hop. 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 Da, 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 da. Ia uite, tată, erau pe aceeași stradă. Extraordinar, de două ori într-o seară deja înseamnă că se apropie momentul în care ne despărțim de primii 10.000 de euro. Mulțumim frumos, rămâi pe telefon să vedem cum ajunge aspiratorul ăsta. Băi, e genial. Merge singur până casă așa, zici, engage. Zici că e ăla din Războiul Stelelor. Păi, e simplu, era, dacă mănânci semințe? Da, era un aspirator care mergea pe Războiul Stelelor, o chestie așa. Cum am avut noi, eu când eram mic, primul aspirator era rusesc, Buran se chema, exact ca robotul ăla din Războiul Stelelor. Instagram-ul bine cunoscut. Florin Călinescu Show. Cu TikTok-ul, așa? Și pe TikTok. Și cu toate programele noastre și sănătate până marța viitoare. Vă rog să visați frumos, că eu cred că se apropie momentul în care o să câștige cineva bani. Mulțumesc frumos, mulțumesc, draga mea. Mulțumesc. Da? Bine. Avem un reminder publicitar acum, până îmi găsesc eu poziția. Hei, dragii moșuri, acum să vedeți ce n-a văzut Parisul. Domnul Nicolae Datcu. Ia să vedem, dragii moșului. Cred că ne-am mai întâlnit pe undeva. Seara, bineînțeles. Pe unde ne-am întâlnit? Pe multe locații. Pe multe locații. Ce noutăți avem, domnul Datcu? Multe noutăți. Să știți că am un mesaj foarte frumos, special pentru dumneavoastră, de la doamna Irina Loghin. Am venit această seară și mi-a spus să vă transmit în felul următor. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați ascultat toată viața și aș vrea să vă cânt o melodie pe care o cântam în tinerețile mele și să vă dedic cu drag pentru dumneavoastră, dragii mei. Dați-mi voie în astă seară că am venit să vă cânt iar, că am venit să vă cânt iar. Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc, dragii mei, vă mulțumesc. Da. Ce mai avem? Păi vreau să aduc un moment așa, omagiu, să spun mentorului meu, maestru Benone Sinulescu, care de curând s-a prăbușit. Dumnezeu să-l odihnească. Îi plăcea foarte mult aceste momente de imitații pe care eu le făceam și spunea totdeauna, mă, ca să nu se supere colegii ăștia mei, te duci și mă imiți pe mine primul și pe urmă imiți pe ceilalți. Și așa în amintire când ne venea. Prin pădurea bradului trece mama radului din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând, Radu, mami, Radule, bravo. Și să nu uităm niciodată că a fost un artist de săpășit. Absolut. Foarte mare. Benny. Și mai am un mesaj. Nea Beni, da. Și mai am un mesaj foarte interesant de la domnul general. E mai bună pe linca de săpânța decât berea lui Mozart, măi. Turda. No, bine că da. Gheorghe Turda, ia să vedem. Păi noi place dragostea, hei, hai, la, 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 la. Păi cui noi place dragostea, hei, hai, la, 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 la. Păi Dumnezeu să nu-i odea, la, 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 la. Dumnezeu să nu-i odea, la, 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 la. Mă fac pupa ghiță Turda, mă! frumos de tot. Și acum? Îmi dați voie să vă imit, să mă imit și pe mine, să văd dacă reușesc, nu știu. Asta e cel mai greu întotdeauna. Da, e cel mai greu, dar o să încerc. Auzi, să am și eu una scurie de tot, mi-aduc aminte, când era Adriana Trandafir,
a fost repartizată la Reșița, la Teași. Și la un dat au venit într-o șușă, cum se chema atunci, și doamna Puceanu și nu știu ce. Și a fost o masă festivă după aia și era în fața Adrianei Trănafir, care cântă foarte frumos muzică populară. Și de vedeți, și doamna Puceanu zice, știți că fetița asta mică, zice, până, ia să vedem. Și Adriana Trănafir a cântat imitând-o pe Romica Puceanu. Și Romica Puceanu stătea în fața ea, terminat Adriana. Bă, talentată sunt. Asta mi s-a părut genial. Să te uiți la unul care te imită și zică, bă, ce talentată sunt, da. Hai să vedem cum te imiți tu pe tine. Da, am un cântec frumos de la mine, de acolo, de la Pietroasele, pentru că eu vin de la Buzău, de la Pietroasele. Am un cântec frumos de petrecere. Așa, cu mâna goală? Nu, vine media mai târziu, dar n-am vrut să se vadă. De la Pietroasele, da. Da. Ia să te vedem acolo, așa, în toată splendoarea, da. Cu mine și în hora mare jucați fiecare. Hai noroc și bine, petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Vinul de Pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-n bea. Focul e mare, inimioara-mi frige, cântă și-mi stinge. Zi mai năutare, că focul e mare, inimioara-mi frige, cântă și-mi stinge. Vinul de Pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieteni și-un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai noroc și-o-n bea. Crâșmăriță vine cu carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă zorii când se varsă. Vinul de Pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieten și-un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai norocul toși-o-n bea. Bravo! Se apropie vremea petrecerilor. Sigur că muzica asta nu o să dispară niciodată, dragi prieteni, și e foarte bine că se întâmplă așa. Dar e foarte bine că există și alte muzici. O să vedeți acum niște tigrișoare, sau cum să zic, tigrișoare? Și Tini Chonsena, mă, care știe engleză? Micuțe, subțiri, ceva de... Micuțele, dar cum se zice, mă, tigroaice? Că dacă zici tigroaice, nu sunt micuțe. Tigruțici. Cum se zice? Cum? Tiny Tigers. O, lasă-mă cu Tiny, tiny Tiger. Dar mă gândesc cum se zice în română. Micuțele tigroaice. Micuțele tigroaice, adică micuții elefanți. Elefanței. N-am diminutiv la tigroaice, decât maximativ, decât tigroaice. Ne-a arătat pe noi cineva odată, dar nu mai țin minte cum. Tigrișoare, da, e perfect. Tigrulețelor. Ia să vedem. Ia să vedem cum faceți voi.
Fraților, micuțele tigrișoare și ele sunt niște păpădini, niște fulgișori. Cred că, eu n-am înțeles ce au spus, că nu știu engleză, dar cred că au zis că noi suntem primii fulgi de nea de anul ăsta. Atât de drăgălași și atât de frumoși. De unde tigroice, mă, frate? Să visăm frumos, dar cu picioarele pe pământ. Până marți, când intrăm în săptămâna Crăciunului. Multă, multă sănătate!